Aseară, președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat pe Eduard Hellwig pentru funcția de director al SRI, cu argumentul de a instaura calmul acolo. Europarlamentarul PNL, Eduard Hellwig, este licențiat în științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și și-a început cariera politică în 2003 în Partidul Conservator, condus la acea vreme de Dan Voiculescu. Consider esențiale combaterea corupției și dezvoltarea capacităților de apărare a siguranței naționale. Este planul lui Hellwig pentru SRI. Vă dați seama că nominalizarea a fost făcută aseară. Chiar n-am avut nicio discuție în partid, dar după părerea mea, toți, având în vedere procedurile de până acum, toți cei pe care foștii președinți i-au propus, au trecut de Parlament, pentru că, până la urmă, este un atribut al președintului de a propune și de a lucra în CSAT, mai ales direct cu el.